Salutare! Mă numesc Andrei și în acest clip vreau să încep un clip cu review-uri la diferite lucruri noi care au apărut noi. Doar astăzi au apărut în Morrisons exclusiv de la Kellogg's Coco Pops. Ele sunt simple, fără zahăr, fără nimic, cereale de orez. Sunt cerealele acestea clasice de ciocolată, Choco Pops, da, care de cacao negri, care le-am gustat simple, așa pe un 7, la fel pe un 7,25 este cel de cacao, amărăciuie un pic, apoi ciocolata albă chiar mi-a plăcut, erau pe un 9, erau ciocolata albă la fel ediție limitată și nu mai sunt. Și că acum au apărut la Morrisons ediție limitată de ciocolată albă și căpșună. Și am decis să le gust. Ele sunt la fel de orez cu sirop de glucoză, ciocolată albă din unt, zahăr, pudră de lapte și deja flavoring de asta natural de căpșună și cu alte lingă. Și să vedem. Sunt de culoare roz, cum și scris aici, probabil că ce scris ca să le fac în roz laptele tuturor pink milk, așa partea din spate. Și deja începe, nici nu le-am desfăcut, dar deja începe a aduce 480 de grame. Aici scris că are cutia. Și să vedem cum e. Ia. Ciocolata albă, încă o dată spun, mi-a plăcut cel mai tare, foarte mult, unele din preferatele mele cereale. El e orez expandat, practic. Dacă așa ciocolată albă, mirosea o ciocolată albă și de cacao, cacao puternic. Este miroasă extrem de puternic ca căpșună. Chiar foarte puternic miroasă a căpșună. Op. Foarte greu de ținut pachetul. Ele sunt foarte, foarte ușoare. Eu pusem și să vi le arăt. Sau un pic facem un testes, nu umplem foarte repede, pentru că eu urăsc, eu știu că este foarte repede absorb laptele, pentru că ele zgoale înăuntru și cum tor laptele, fac, ele încep să pocni și în câteva secunde să moi, că așa sunt roz. Și știu că dacă le pui lapte, apoi catastrofă, momentan se mestecă, nu tălăși laptele, probabil că am să le gust goale. Miros nota nouă, miroasa căpșunul foarte puternic. Crocante. Într-adevăr se simte orezul. Cel ciocolată albă, chiar se simțea o ciocolată albă aici. Nu prea simt ciocolată albă, dar în schimb simt ceva de căpșună. Cea ca sunetul care îl scot. Adică pocniturile acestea, ele deja încep să moaie. Și eu urăsc când e mult lapte, urăsc când laptele e cald și se moaie și mai repede și când nu sunt mult căluțe. Mie îmi place să fie crocante. Simt ceva căpșunul, dar nu simt ciocolata albă. Cele care erau ciocolata albă chiar simteam că era. Acel ciocolată albă mai tare mi-a plăcut, dar astea spun că sunt pe un 8. Sunt mai bune ca cele în ciocolată neagră, dar nu sunt mai bune ca cel ciocolată albă, garantat. Pe un 8, merg, dar m-am așteptat să simt căpșuna mai puternic. În general, nu sunt ele orez. Bunicel. Ce am făcut eu să fie mai interesant? Am luat un dulcitor, mixat cu lapte și cu cacao de la Cadbury, că să vedem cum o să iasă ceva mai interesant. Adică așa ceva. Cereale. Și cu ciocolată.
cum se aude. Super. Ia să vedem. Aici deja e negru. Pentru că avem ciocolată. Și să vedem un test. Deja e 8 jumate. În primul rând e mai dulce, cam sunt dulcitor. Cam noi avem ciocolată și albă și neagră. Deci, am terminat cutie de cereale. Jumătate de kilogram și un litru de lapte. Am mixat și cu cacao. Cu un dulcitor, pe urmă cu scorțișoară, am încercat tot destul de gustos. Am mixat așa și cu sare, apropo, am încercat cu lapte, tot interesant, știi, să mai mixez. Da, am mâncat, nu știu ce am să transform, parcă s-a început cu un test, dar nu știu, am impresia că se transforme într-un CD, că e bine meritat și el de mult se cere, dar eu tot îl refuz și nu vreau să-l fac. Bine, mai am niște gustări aici și să vedem cum sunt. De la MC Vitis au apărut două gusturi de Sponge Cake Barry, da, din aceeași serie, au apărut o serie nouă, Moments, se numește. E că așa arată. Avem același sponge cake de ciocolată, brownie, de tip brownie, e aluatul, da? Doar că una e double chocolate fudge, ceea ce înseamnă că crema dintre ciocolată și sponge cake e cu gust de ciocolată, crema aceasta, și la creme white chocolate avem cremă de ciocolată albă. Deci, practic, ciocolată de lapte, ciocolată albă. După toată logica, cu toate că se numește Double Fudge. Fudge-ul ăsta e un pic ceva mai diferit decât pur și simplu Double Chocolate, dar acuși o să vedem. Dă să o desfac așa, să nu o stric. Op. Și pe a doua. Și deja le comparăm, cum s-ar spune, față în față. Ei au mai multe serii, dar eu nu mă repet, eu pur și simplu în alte clipuri, eu cum ele apar ceva nou, eu deodată le gust și eu absolut tot am gustat de la ei și eu doar gust lucruri noi. Am văzut ceva nou apărut, am luat, dar din cel vechi nu, adică în clipurile precedente garantat se găsește. Bine, să începem cu Chocolate Fudge-ul acesta. Iată că lui sponge cake-ul. Negru, într-adevăr, e tip brownie, nu-i sponge cake moale, e un pic mai tare ca brownie-le și lipcios. Și aici avem crema asta. Îi duce și simte ciocolată din toate părțile. Și crema, și ciocolată deasupra de lapte. Dar nu-i rău, nu-i rău, 8 din 10. Și al doilea gust, ciocolată albă. Da, exact la fel. Sponge cake de brownie, ciocolată albă. Op jumate, mie ciocolată albă mai tare îmi place. Morcovițe, gustășele, dulce, zbune. Zbune, nu-s dezamăgit. În clipul anterior am gustat a doua oară un Snickers de crisp care era cu cereale și spuneam că am văzut undeva a treilea gust de Snickers și actele l-am găsit aici în Londra, ele pe lume sunt mai multe. Eu încă și mi-am făcut aici niște note ca să văd care e diferența între toate. Deci, este Snickers original, Snickersul din clipul anterior, Crisp, da, care cu albastru. Și că au ieșit săptămânile acestea, că practic câteva zile l-am văzut și au dispărut și apiar au apărut. Snickers Creamy Peanut Butter, tu îți dai seama, adică nu era destul că Snickers-ul deja avea arahide, dar acum e cu unt de arahide. Acela original are ciocolată de lapte, ca și acel de crisp cu cereale de orez și acesta de peanut butter, 35% ciocolată de lapte, da, din afară și pinăuntru. Apoi caramelul, original are 27%, cel cu cereale de orez are 40%, acesta cu unt de arahide 24%. Arahide, în acela original, sunt cel mai mult, 24%, 13% în acela cu cereale și 8% în acesta, da, dar acesta mai are și un de arahide. Acum, acela original are 14% din nugat,
Mie îmi place nugatul. În acel de orez este 11% cereale nugatul înlocuit. Și aici nugatul înlocuit cu unt de arahide, 32%. De asta s-așa puține arahide în procentaj. Dar, dacă în acela original pe primul loc vine zahăr, pe a doilea sirop de glucoză și după asta arahide și deja restul ingredientelor și grăsimi, în acela de cereale vine invers, siropul și apă zahărul și arahidele și restul, apă aici e turbat, aici pe primul loc vine arahide. Dacă asta e turbat. Și după ingrediente, în genere, m-am mirat cât e de bine. Aici vine arahide, zahăr, ca în acela original, sirop de glucoză și deja restul exact acolo. Pudră de lapte, unt de cacao, sirop invertat de zahăr acolo, masă de cacao, ulei de floarea soarelui, adică fix ingredientele ca la cel original. Doar că, în loc de a treilea loc, primul vine arahidele. Și asta mă miră, adică ingredientele la Snickers, eu nu m-am așteptat să fie așa de bun. Eu credeam că sunt ulei de palmier și restul gunoilor, dar aici e unt de cacao, masă de cacao, lapte, praf, arahide, adică grăsimile aici, majoritatea sunt din arahide dacă e pe primul loc. Mai sunt și din floarea soarelui, nu spun, dar totuși ingredientele sunt turbate calitative, adică nu cea mai rea ciocolată Snickers cum credeam eu. Miroase exact ca cel original, dar nici mare nu-i diferență, cu oriunde arahide, ori arahide, cam e tot pe acolo. Avem trei unități, așa mitele, exact ca în crisp, în acela de orez la fel era așa. Și să facem o testare, să vedem cum e untul de arahide în loc de... Cum avem aici adiționat? Se primește că arahidele cu caramelul de dedesubt și deasupra este unde arahide. Wow! Actually! Stratul de deasupra e de unde arahide. Aici e caramelă cu unde și arahide. Acesta deasupra e mai mare și sunt arahide. Pastă de arahide. Și chiar e calitativă, nu ca în Reese's. În Reese's, acolo pastă e din ulei hidrogenat de palmier. Mă, margarină, prostii. Aici chiar arahide se simte. Wow, cât e de bun. Uite cât e de gros stratul. Sărățel bun. Și așa mă gândesc care e cea mai bună. Nu. Originalul. Tot și napine mi-a rămâne cel mai bun, pentru că el are multe arahide. Tot e sărățel. Dar el e mai crocan și are nugat. Mie foarte mult îmi place nugatul. Originalul place mai tare. Pentru că toți sunt arahide. În care sunt întregi și crocanti și este nugat. Acela e pe 9 jumate. Este pe nou. S-a luat fiind 9.25. Și pe nou e cel de orez. Toate sunt bune. Wow. Turbat. Wow. Super bun. Trebuie să le iau o dată pe toate trei. Originalul, cereale și untul de arahide. Să le mănânc la o masă toate trei. Sunt bune, turbat, îmi plac arahidele. La amiază am înseamnă așa o salată interesantă, cu ce o desfacem. Am vreau să rog doar cum se numește de la Morrison, chicken bacon and sweet corn salad. Avem așa, ca dressing, avem ranch. Ranchul e foarte gustos, avem niște legume verzi, da? Cel mai important avem paste, porumb, avem piept de pui marinat și șuncă bacon, avem acușile mixez pe toate și să vedem cât de bine o să arate. Dacă aici se vede mai bine bucățile de șuncă și de piept. E ca asta s-a primit. Așa. Hop, hop. Facem un testez de toate. Încă așa, vedem ce iesă.
Din dressing-ul ranciu nu e cel mai bun, n-aș spune că e super gustos. Așa, e pe 6,5. La desert niște cireșe. E ca așa. În februarie. Am spus la Morrison și am luat niște shawarma. Așa, un chicken fajita. Da, să-l desfacem. Să vedem ce avem noi aici. Avem așa. Două șaurmeli, piept de pui marinat cu smântână, cu salsa, cu cașcaval matur, cheddar, ardei grași, roșii verzi și coriandru. Hai să vedem cum. O, cum miroase. Ok. Așa cum un 7-up am să am de băut. Cam mult lavaș, aș spune, foarte gros, nu-mi place că e prea mult lavaș, trebuie un pic de scos, pentru că eu lavașul acesta nu-mi place. E prea mult, pur și simplu, clar lucrurile nu le împlă ca lumea și poți să spui ucid de gros și cât e de mult. Eu n-am nevoie să mănânc aluat, eu vreau ca lumea să simtă, adică mâncarea, da, adică într-adevăr ceea ce-i în interior, mai corect spus. Iar că avem și smântână aici, cu cașcavalul, cum s-o arăt. Cașcavalul. Nu-i mult, pentru că totuși e făcut din magazin, de ei, ce poți să spui. Dar să vedem, testul totuși nu-i de... e de umplutură, nu-i de ceea ce e în exterior. Ok. Varza crocantă, pieptul marinat gustos. Nu rău. Nu rău. Destul de buncel, sărățel. Iute în măsură, nu tare. Sunt mulțumit. Țavănap de lămâie și lămâie. Lămâie și lime. Ok. În continuare. În continuare. Chicken and bacon Cesar. N-am mâncat de un car de ani. Dar mie sosul Cesar foarte mult îmi place. Chiar tare, tare, nu ca așa. Așa că dă să. Vedem ce avem aici. Piept de pui. Nu-i marinat, e simplu. Lavașul nu-i roșu, e alb. Cu Cezar dressing, maioneză încă pe deasupra avem, de parcă nu-i destul. Șunca afumată, bacon, da, cașcaval mediu și cam asta e tot. Da, să vedem și acesta ce avem aici. Ok. Vedem doar din vârf. Simt gustul mai bine. Trebuie să muș de vârf doar. Că nu-i prea mult pâine, mie nu-mi place pentru că nu simt gustul la ce să mănânc. O, varză, cezar, piept, nu-i rău. Da, dar pieptul e simplu, numai cezarul cât face și cașcavalul. Fagita e pe un 8, cezarul tot e pe un 8. Ce avem la desert? Ceva nou, Oreo Milk Snack. Este categoria de dulciuri care cu lapte. Da, să vedem ce avem așa descriere. Avem sponge cake, e din frigidera asta. Sponge cake cu o umplutură de lapte 40%, acoperită într-un compound ceva de cacao și decorat cu biscuiți, bucăți de biscuiți de cacao, adică Oreo. Umplutura, da, să vedem umplutura ce avem aici. Avem ciocolată neagră, 22 zahăr, ulei de palmier și toate prostiile, pudră de cacao, de vanilie, lapte, iar grăsim de palmier. Nu, după ingrediente e zero, asta e clar. Și biscuiță lor. Nu, biscuiță lor tot nu sunt cei mai calitativi. Nici pe departe, eu aș spune. Dar am luat-o pentru că e ceva nou. N-am mâncat așa ceva în viața mea. Și să faci mântăsesc. O, miroasa ciocolată neagră de... Nu știu și cu tine. A? Așa, sponge cake, laptele,
ciocolată neagră și simți crocan biscuită. Nu e rău, duci tare, dar nu e rău. Mă așteptam mai rău. 8 din 10. Cum ce am spus, s-a transformat în cheat day. Pentru că dimineață la micul dejun a fost cereale cu ciocolată, la amiază a fost shaurma, cu ce acolo a fost cu oreo, salată am avut, cereșe. A fost normal. Și acum a venit timpul de cină, 3 mese la cheat day ca de obicei. Și cu ce am să încep? Am să încep cu absolut totul e nou, totul, nimic n-am mâncat. Ceva a apărut nou, ceva era din vechi, dar pentru mine personal tot e nou, eu n-am mai mâncat nică din aiestea, n-am băut. De la Iazu le-am gustat toate gusturile, le-au milkshake-uri diferite de căpșună, de banană, de ciocolată. Și că este ediție limitată, Choco Hazelly Chose. Se primește că e ciocolată și alunii probabil, că eu nici n-am citit. Uneori citesc înainte să filmez, dar uneori deodată îi dau un live că să mă mir de fața voastră. Să facem împreună, așa să spunem. Dar uneori, că să nu pierd mult timp, încerc cumva să mă pregătesc măcar cât de cât. Dar oricum merge din timp, pentru că mie îmi place să studiez ingredientele, pentru că eu pun note pe cum arată, pe gust și pe ingrediente, dacă sunt calitative sau necalitative. Că totuși eu mă pricep în asta și în nutriție și tot asta și mie e interesant. Avem lapte de jumătate de grăsime, zahăr, cacao, pudră. Și deja diferite gusturi. Îi primești că alunii nu avem, dar ce pot spun? Miroasa alunii și a ciocolată, e de culoare ca milkshake cu ciocolată. Ok. Nu se simte alunile, se simte doar gustul de... se simte gustul de alunii foarte slab. Mai mult se simte desigur că ciocolata. Și pot să spun 7.5, adică nu e cel mai rău variant. Apoi, eu am scăpat de Crăciun de la MC Vitis din seria de digestive, ediție limitată de sezon. Am scăpat două gusturi. În primul rând, eu atunci nici nu făceam, nici nu cumpăram. Și acum, întâmplător, le-am găsit, vede că stocul a apărut la Sainsbury. Eu astăzi, apropo, am fost la Sainsbury, în clipurile trecute am fost la Tesco, Asda, Morrisons, dar astăzi am fost la Sainsbury și am găsit o grămadă lucruri. Și acum am găsit două gusturi de digestive, cum e scris Seasonal Edition. Da, e că așa e scris pe ambele, Seasonal Edition. Și am Christmas Pudding și Gingerbread. Da? Deci că e pudin de aloră și biscuiti de imbir. E ambi. Sunt la fel, pur și simplu au gust de ceea ce-i scris. Că ei nu au niciodată înăuntru numai ceva citare. Dar dacă e de căpșună, ei n-au căpșună. Avem făină, ciocolată de lapte, 28%, zahăr, unt de cacao, asta e bine, masă de cacao, lapte praf, ulei de unt și deja pe urmă uleiuri vegetale de palmier, shea. Și de palmier mai încolo, iar făină, zahăr, sirop de glucoză, dar cel mai important, cu totuși pe primele locuri stau ca grăsime unt de cacao, da, este zahăr, este făină, adică ingredientele nu sunt cel mai rele, așa să spunem. Ce pot să spun, sunt biscuiți. Aștia din MC Vitis sunt de făină, din Hobnox sunt de ovăz, da, e că așa e scris pe ei. Jumătate în ciocolată, n-are nimic între straturi, uneori este caramel aici, dar astea n-ar trebui să aibă nimic, am gust și nu, n-are nimic. Rău că nu pun imbir, dar doar dau gust. Nu simt nici gust, nici miros de imbir. Așa o senzație că biscuiți clasici cu ciocolată de lapte atât. Ca gust nu-i rău. Un 7, dar un pic dezamăgire că nu se simte gustul de imbir. Dă să vedem Christmas pudding. Puddingul de Crăciun. E cu... Asta cum îi spune. El e cu stafii, diferite lucruri. Biscuitele e la fel, dar într-adevăr miroase diferit. Nu este unul miroasă. Aici aduce ceva.
Are gustul ceva, dar nu înțeleg de ce. Totul pe un 7. Parcă aducea mentă la ceva. Nimic special. Trecător. O mers biscuiți cu milkshake-ul. Am aici o cafea. De caf fără zahăr. Am pus tot în frigider pentru că lucrurile cele trebuie să stai în frigider pentru că simt gustul original. Deci continuăm de la Yo Sushi. Eu de la ei am luat de la Little Moons. Am luat niște cheesecake-uri de... Da? Bite-sized cheesecake. Acesta e de strawberry. Eu de la ei am mâncat de ciocolată. În unul din clipuri l-am filmat numai decât și de mango ceva. Acesta e... De căpșună și vine altfel împachetat și mi s-a părut că poate e diferit, că e prăjit, dar nu, el e la fel, doar că vine împachetat mai diferit, de obicei vine altfel. Avem full fat soft cheese, cașcaval moale de grăsime totală, zahăr, apă, o făină de orez. E de rapiță, asta am biscuite. La general, ca în orice cheesecake, pe primul loc vine... Soft cheese-ul acesta, cașcavalul acesta moale. Ele sunt destul de plăcute, că Little Moons ei le fac cheesecake-urile acestea ca chineji sau japoneji, cine le fac, le fac moi. Ele sunt moi și pufoase, adică așa ea. Adică muști. Da, da. Deci e căpșuna. Cu biscuiti deasupra, vezi că de obicei gustos spune un 9 din 10 dacă de obicei vine cheesecake cu biscuiti, da, vine dulceața sau deasupra sau pe biscuiti și vine cașcavalul acesta, aici vine ca o bilă biscuiti deasupra și deja în mijloc vine umptura. Încă două. Foarte greu de arătat, dar încă se vede. Aici avem dulceață de căpșun. Foarte calitativ. După ingrediente, după gust. Dar și costă. Când e calitativ, 2 lei jumate pentru 2 de este, 1 lei 20. E 9 din 10. Și am așa un cheesecake de la brandul Hochette. Băi, scumpi deodată, spun turbat. Am mai mâncat eu cheesecake-uri scumpi, dar... dar de fapt stai aleac, că acesta la preț e ca și brandul Gu. Eu de la Gu doar pe toate le-am gustat. Dar am în vedere, e cel mai scump, adică mai scump cheesecake nu găsești. Avem cheesecake de căpșună și cremă cu compot. Centru de compot, două porții. Nu-mi place că sunt două porții, cum de fapt dacă în perechi să mănânci, da, dar ar fi mai de preferat dacă erau două diferite sau câte unul să vedeau. Nu-i problemă. Avem cheesecake cu compot de căpșună, pe o bază de biscuiti de ovăz, acoperit cu căpșună, cu sos de căpșună și frișcă și finișat cu ciocolată de lapte. Avem pe primul loc 30% cream cheese, zahăr, după asta avem frișcă, 14% tot din lapte. Pe urmă avem ovăz, făină, unt, căpșună, ulei de palmier, sirop de glucoză, piure de căpșună și deja frișcă, bla bla și restul. În orice caz, după ingrediente, unt de cacao, după ingrediente, 9,5, că avem chiar ingredienți super calitative, adică avem grăsimi din lapte, se primește, că din frișcă, din cream cheese, din unt, și tot așa mai departe. Ca glucide avem zahăr și ovăz. Deci, practic, ingredientele sunt turbate. Cum să le scoatem? Împachetarea e turbată. Nu ține mult, data de expirare este prezentă, adică nu, asta nu e așa că jumătate de an e valabil. Văd că sunt împachetate în așa niște pelicule. După câte văd, separate, că le țin așa în formă. Nu. Ok. Le pun eu aici să murdăresc masa. Vedem. Uau, dar cum miroase căpșunul turbat. Luând în considerație că aici nu avem
aromatizator, dar chiar avem compot de căpșună, avem chiar frișcă, avem chiar unt, avem chiar ovăz, adică și ei și scris că e cheesecake de căpșună, avem căpșună cu dulceață de căpșună, că măcar asta mă bucură. Aoleu, nici nu știu cum să-l iau, că vreau să-l iau să vă-l arăt numai decât. Dar cum miroase. Da, asta e dulceața și deasupra dulceața, mai scurt, e că așa avem. Biscuitele de ovăz, că este cheesecake original, bază de biscuiti, cheesecake, brânza, dulceață, dulceață deasupra și o bucată de ciocolată. Ingredientele 9 jumate, dacă nu era ulei de palmier, era 10. Miros turbat, arat pe 9 jumate la fel, sper și gustul să fie la fel. Nu știu, să gustăm. Textura. 9 jumate. Biscuitul e crocant. Foarte moale înăuntru. Brânza asta. E moale, moale și pufoasă. Dulceața e căpșună pură. 9 jumate. Foarte calitativ. Turbat. Unul din cele mai buni cheesecake-uri care le-am mâncat. Și ciocolata e crocată. Ia zi. Ciocolata e de lapte. Biscuitele de ovăz e ca un fel de cookie. Parcă e cookie. Super dulce. Avem 355 de calorii pe felii de 100 de grame. 21 de grăsime, dintre care saturate 12, 37 de glucide avem și 8, 25 zahăr, proteină 37. Băi, dar cât e de bun. De mult n-am savurat ceva așa de gustos. Și următorul desert, nou, eu de la Gu am gustat toate cheesecake-urile sturbate. De bune de la ei am gustat toate pudingurile acolo de brownie, ce mai era de mouse, ciocolată neagră, tot sunt în clipuri anterioare și acum a apărut un gust nou, pudding, apple, măr și caramelă sărată pe sponge cake pudding, așa arată. Se primește că avem indulge aurorma, ce descriere avem aici, soft caramel sponge, avem un sponge de caramelă moale, care stă pe un compot de măr și acoperit cu un strat de sos de caramelă. Aha, se primește că sosul de măr e jos, pe mijloc e spongiu și deasupra e caramelă. Avem în trei straturi. Așa, eu că de obicei am făcut unul, l-am călzit în micround după cum e scris, unul l-am lăsat rece să facem diferența, să vedem care mai bun și cum e. Ingredientele, dă să le vedem, eu sunt crezut că e pe 9 jumate din 10, că ăștia sunt tot scumpi. Măr 21%, caramel 20, care e deasupra. Sirop de glucoză, frișcă, avem lapte condensat, cum și trebuie să fie în caramel, unt, apă, zahăr, unt sărat, frișcă, ou, zahăr, glucoză. Deci nu avem făină și nu avem scorțișoară. Da, că din măr. Se primește că nu avem ulei de palmier. Înseamnă că e nota 10. Măr pe primul loc, a doilea caramel, lapte condensat. Că grăsime avem unt și frișcă, adică toată grăsime din lapte, glucide din zahăr, din făină și din măr. Mai ales că pe primul loc e măr. Tu îți dai seama, ulei. Ingredientele sturbate. Haideți să dăm cu asta cald. Ia? Și-o punem sosul de caramelă deasupra, să iau mărul, spongiu, aha, ia cât așa e. Ok, da, văd, dulceața cu scorțișoară, spongiu pe mijloc, el se vede. Wow, pudding, aoleu. Ești nebun la cap. Băi, eu și de bun. Băi.
ei turbat. Nu e ca spongi cake-ul pe mijloc, dulceața de măr și caramelul se arată, băi, 9 jumate. De mult n-am mâncat ceva așa de bun. Cheesecake-ul de căpșună, ei gut tot au cheesecake de căpșună și la fel ingredientele sunt bune, la fel pe primul loc e frișcă, la fel au compot de căpșună, la fel e 9 jumate, la ei toate cheesecake-urile sunt pe 10 aproape. Dar dacă sincer, aia este 9,75 și cheesecake-ul precedent la fel. Mai adăugăm un pic 10, mai lăsăm rezervă, dar 9,75, caramelă, măr, scorțișoară super, dă-ți dem reci cum e. Sunt crezut că nu e rău, pentru că pudingul se poate de mâncat și rece, adică eu nu văd o problemă în asta. Eu, de exemplu, aș prefera probabil că rece, dacă așa e. El rece mai mult s-ar asemăna cu, probabil că cu un cheesecake. Da. Spongiul mai tărișor, pur și simplu n-are cheese-ul acesta. Foarte bun. Ambele merg bine și rece și cald. Super bun, 9,75. Chiar cheesecake-ul ăsta este, apropo, este primul cheat day pe 2021. Și a fost tot de bine. Snickers-ul de unde arahidiu a fost bun. Aici și cheesecake-ul e bun. Super. Chiar a reușit. Wow. Wow, wow, wow. Și am să continui cu o colecție de macarons. Un desert așa mai exclusiv, mai scump, așa să spunem, delice. E produs probabil că în Franța, că e scris în franceză și apoi în... Da, produs în Franța, important, până când e valabil. O, peste o lună expiră, nici nu peste o lună, peste 2 săptămâni, 3. În cazul acesta, ați făcut proaspeți, acum și vedem care și ce gust are. Încă până când așa arată. Dă să vedem ce avem aici. La ingrediente dă să dăm notă. Zahăr, migdale, nu migdale, dar da, alunii, da, migdale, zahăr, albuș de ou, unt, pastă de migdale, suc de lămâie, de zmeură, ciocolată neagră, pire de zmeură, ciocolată de lapte, frișcă, pistacio, sirop, cacao, cafea, ingredientele nota 10. Să știți că glucid avem zahăr, sirop, tot aceeași ca proteine avem albuș de ou. Și ca grăsimi avem unt și nuci, migdală, deci practic normal. 23 grăsimi, 462 glucide, 52 de zahăr, de glucide și 47 de zahăr. Nu-i rău, nu-i rău. Bine, avem 6 gusturi diferite, dă să le găsim. Am să începem cu negru, cel mai simplu, de ciocolată. Apropo, este asta un frigider. Miroase, e un molcăluț și foarte firav. Foarte, foarte firăv, trebuie să fii foarte, foarte atent. Partea exterioară e mai fragilă, în interior e cremă. Dar partea exterioară parcă e aer. Ciocolată de lapte, un pic neagră, se simte. Wow. Așa moale. Dulce, pufos, textura 9,5, gustul 9,5, super bun. Amuia, ciocolata am exclus. Continuăm probabil că cu lămâie, acesta galben. Spunește că avem dulceață de lămâie, pentru că aici la ingredient era ciocolată neagră, nu știu că la acela.
Pirmą avem de lămâie și ceva. Ia. Foarte fărămicioasă. În mijloc e lipicios, dar pe din afară e praf. Zahăr al gust de ou, ca un fel de bezea. Ciocolată, un pic mai bun, lămâie tot nu-i rău, acșor. Foarte, foarte dulce. Acesta e de vanilie, că văd și bucățele de vanilie. E ca un fel de biscuit tip fos. Foarte dulce. De vanilie îmi place. 9 jumate. De lămâie 8 jumate. Acum. Dar acela care l-am mâncat prima, acela era de cafea. Precis era de cafea. Pentru că se simțea un pic ca ceva negru. Cât de ciocolată, probabil trebuie să fie acesta. Acesta e de zmeură și acesta e de pistaciu. Da, eu de lămâie l-am mâncat, de vanilie. Primul era de cafea. E că acesta e de ciocolată. De lapte. Sau nu, acesta e de cafea. Miroasa cafea. Acela era ciocolată, ectele. Miroasa cafea acesta, wow. Nu, 75. Îmi place cafeaua. Este și cafea. Da. Pudră. Cafea pastă. Wow. Băi, ești nebun la cap cât e de bun. Nu-i de mirare ce așa e de scump. Zmeură. Nouă jumate. Cât e de bun. Și este pistaciu. Fistic. Turbat. Ingredientele 10. Pistaciu tot așa e pe un 9,75. Cutie pe medie 9 jumate. Ferească Dumnezeu. Primul CD pe 2021. Și atâtea lucruri bune. Și cereale nu au fost cel mai rele. Snickers-ul turbat, macaronul de la Gu a fost foarte gustos. Cheesecake-ul de căpșună în generii Cosmos. Mă scurt, sunt foarte plăcut impresionat ce dai stai cum nu pot reveni. Ferească cât e de bun. Și am mâncat numai dulciuri. A, dar e cap la mează, stai că am mâncat sărat. Nu, da. În general, am fost foarte încântat de acest CD. Mi-a plăcut mult, sper că și vouă. Noi să ne vedem în următorul clip. Eu încă din șocul ăsta de zahăr nu pot să ies și cât de bun a fost tot. Pa! Ferească și-s de bune. Turbat.